bună dimineața. A fost plasat sub control judiciar. Control judiciar în legala pentru dumneavoastră? Da. Cum ați răspuns la acuzația de trafic de influență și cum comentați și ce va face practic acest dosar cu cariera dumneavoastră de politician? Eu o să-mi dovedez nevinovăția, alte comentarii nu am de făcut pe tema asta. Vă veți da demisia? Vreau să rețineți că eu sunt din garantul respectării statutului și a tuturor deciziilor partidului. Voi acționa în consecință, nu vă faceți probleme. Eu nu pot să cer altor corecte să respecte. Domnule, din contractele pe care le-au... Chiar și foști colegi de dumneavoastră susțineau că ați manipulat la partid par negri și aceștia nu fost folosiți. Nu este adevărat. În rest, nu am ce să declar. Dar luați în calcul demisia. Din contract este clar de președinte. Ați fost martor multă vreme, acum sunteți suspect, cum vi se pare? Nu am nimic de comentat. Nu am nimic de comentat.